Protestele de pe Valea Jiului au amploare după ce încă de marți peste 100 de mineri de la Lupeni s-au blocat în subteran și au refuzat să iasă. Astăzi 200 de oameni de la exploatările de cărbune Vulcan, Livezeni și Lupeni au ieșit să-și strige nemulțumirea în fața sediului administrativ al minei Lupeni. Au cerut intervenția Ministrului Energiei pentru că nu și-au mai primit salariile. Protestele agravează situația de la termocentrala Mintia, care a rămas fără cărbune, iar locuitorii municipiului Deva îngheață în apartamente acum. Cei peste 200 de mineri care s-au adunat în fața sediului administrativ al minei Lupeni sunt nemulțumiți că plata salariilor pe luna ianuarie este întârziată și au solicitat intervenția Ministrului Energiei, Victor Popescu, pentru a debloca situația de criză. După ce aproximativ 100 de mineri de la Lupeni s-au blocat în subteran încă de miercuri, acum minerii de la Livezeni au recurs la același gest, refuză să iasă din galerii. Directorul general al Complexului Energetic Hunedoara, Samuel Dioane, a explicat minerilor că o delegație formată din mai mulți lideri sindicali a mers la București pentru a purta discuții cu Ministrul Energiei. Discursul său a fost însă întrerupt de huiduielile minerilor. De ce nu vine coace, băi? Ministru, de ce nu vine coace, băi? Atât! Voi v-ați luat banii, vă doare în bască! Sunt aproximativ 2500 de apartamente în municipiul Deva care sunt conectate la sursa termică a termocentralei Mintia, care a rămas fără cărbune și care acum au rămas în frig, în plină iarnă. La ora actuală, termocentrala Mintia, care alimentează termic orașul, municipiul Deva, a fost oprit azi noapte la ora 1 și 10 minute. O să vedem exact cum o să gestionăm situația. Sursa de viitor este că fiecare ar trebui să-și achiziționeze o centrală pe gaz. Din păcate, nu va fi sursa de cărbune ca să repornească termocentrala. Salariile minerilor din Valea Jiului ar fi trebuit achitate din data de 15 a lunii, însă conducerea CEH a anunțat că acestea vor fi plătite până în data de 26 februarie.